5 ani. E o tragicomedie, nu e ok ce se întâmplă. Salut pe de o parte un proiect al municipalității, al Consiliului Local Botoșani, de a ridica de la nivelul Botoșanului acele mașini abandonate, rable, uitate, ruginite, nefolosite. E ok, se vor salva multe locuri de parcare. E o acțiune bună până la un punct, punct care culminează cu reeditarea vechiului High Speed Recovery. Rebranduit, am îmbrăcat ca Moș Crăciun în alte spraie, dar, la El Trans, dar cu aceeași finalitate, respectiv. Dacă acțiunea de blocare a roților pentru mașinile parcate ilegal o văd ca fiind firească, normală, cu sancțiunea amenzii pentru cei care nu respectă regulamentul, absolut firesc și binevenită, nu pot nici eu și nici echipa municipală și nici oamenii din Botoșani, pentru că vreau să vă spun că circulăm foarte mult prin cartiere, ne întâlnim cu oamenii și oamenii sunt total nemulțumiți de reeditarea acestei vechi și grave probleme la nivelul municipiului Botoșani, de ridicarea acelor mașini, a mașinilor proprietatea noastră, a oamenilor, chiar dacă, eu știu, au fost lăsate într-un loc nepermis. Pentru asta e o sancțiune legală, se aplică sancțiunea, dar acțiunea de ridicare a unei mașini în mod abuziv, chiar cu girul unui consiliu local, printr-o hotărâre sau sub ce altă formă legală o vor face, din punctul meu de vedere, e un abuz, chiar o încălcare destul de gravă a dreptului de proprietate. Practic, un bun proprietatea mea sau a oricărui bătoșenean nu poate fi luat dintr-un loc și dus în altul fără acceptul proprietarului. De aici încolo, suntem în zona abuzului de drept, poate chiar și într-o zonă de apropiere de infracțiune de furt. Deci, fac un apel către Consiliul Local Botoșani, în integralitatea sa, să analizeze de 10 ori și când vor lua o măsură să fie în interesul botoșenilor și pentru salvarea drepturilor botoșenilor. Pentru că mi-am dorit ca noi ALDE, la momentul când vom ataca primăria la alegerile locale, să venim cu o soluție pentru noi locuri de parcare în municipiul Botoșani. Și văzând și bugetul destul de subțire al municipalității, vin astăzi și spun clar că se pot face locuri de parcare fără cheltuieli sau cu cheltuieli mult prea mici, dacă o mare parte din străzile din municipiul Botoșani ar fi făcute străzi cu sens unic. Nu trebuie să inventăm mersul pe jos și apa caldă, le-au inventat alții, motiv pentru care recomand celor din Consiliul Local, primărie, să viziteze, eu știu, Brașovul, Sibiu și multe, multe alte orașe din țară unde problema lipsei locurilor de parcare și a fluidității din trafic s-a rezolvat prin constituirea de zone cu circulație în sens unic. Deci, practic, nu știu, vă dau un exemplu, dar e doar un exemplu. Aici e creierul municipalității și a comisiilor, comitetelor, cum se numesc ele acolo la primărie, de sistematizări, de circulație. Să ia și să gândească care e interesul, care e fluiditatea, cum se circulă mai bine, dar e strict necesar ca o bună parte din străzile din Botoșani să devină străzi cu sens unic, pe de o parte pentru a dubla aproape numărul de locuri de parcare și pe de altă parte pentru fluiditatea. Deci e un mesaj către Consiliul Local în